concetto di libero arbitro ha frammentato o molte kind exista o menirea. Si non esista filosof, teolog, psicolog, ginditor, dar si le giuristi care non sa ginditi la intrebarea asta, adica cât intradever sintem liberi in alegerile noastre. Salut și bine t-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru performanța este extrem de important să înțelegem care sunt alegerile pe care le avem la dispoziție, asta e tema pe care l-abordam astăzi. Liber arbitru este, cum am zis, o tema extrem de complexă, extrem de dificilă, pentru că are o mulțime de implicații care, evident, e imposibil să le abordăm aici. Uneori ni se pare că suntem liberi, dar de fapt avem niște alegeri obligate. Noi suntem într-adevăr liberi să facem anumite alegeri, dar asta e un fapt. Nu avem stăpânire asupra consecințelor, adică eu sunt liber să mă arunc de la etajul 10, dar odată ce am hotărât, nu pot să mă duc înapoi. Consecințele vor fi automate. De fapt, ar fi o discuție, poate o să fac un video specific pe tema asta, că eu am impresia că lumea de multe ori îi si petrece viața să scape de consecințe de niște alegeri trecute. E o discuție lungă. Deci, cât de liberi suntem în alegerile noastre? Motivațiile sunt de un ordine psihologic, intră în joc subconștientul, intră în joc presiunile de toate feluri. Dar un lucru este cert, pentru a spune o frază care este a devenit un axiom în cercul de programare neurolingvistică, adică fiecare om face momente pe momente cea mai bună alegere pe care crede că l-are în acel moment. Atenție maximă pentru că e o frază cu un număr de implicații incredibili. Adică, în primul rând, te aduce la compasiune, pentru că îți dai seama că pe cât de proastă ți se pare o decizie, pe cât de rea, pe cât de greșită, omul respectiv, în acel moment, pe bază de informații pe care le are și pe baza de niște impulse, a făcut alegerea pe care el consideră cea mai bună. Apoi poate regreta după un minut, asta e partea a doua, dar face alegerea cea mai bună. Partea a doua cu fraza este face alegerea cea mai bună printre cele pe care crede că le are la dispoziție. Și ajungem la punct cheie a conceptul de liber arbitru. Eu sunt într-adevăr liber să aleg, dar pot să aleg doar printre alegeri, printre mișcările pe care cred că le am la dispoziție. Așa ne întoarcem la cea pe care am spus acum câteva zile. Adică noi de multe ori ne blocam în niște decizii, repetam greșeli, ne mișcam mereu în aceeași fel, adică nu ieșim, cum am zis acum câteva zile, nu ieșim din zona de confort și ne bagam mereu și mereu în aceeași cerc. Și nu ne dăm seama că avem o infinitate de alegeri la dispoziție. Deci, asta am spus și acum câteva zile. Deci, ideea care este, în momentul în care ți se pare că ai doar o alegere sau poți alege doar printre un grup restrins, nu uita niciodată un lucru. Alegerii, prin definiție, sunt mereu infinite. Când te găsești față de o problemă, întrebarea este, ce ar face altcineva, ce ar face un mare filozof, un sportiv, un geniu, în așa fel. Atenție! Dacă tu te gândești că altcineva ar fi în stare să rezolva situația pe care tu nu reușești să rezolvi, problema nu este situația. Problema este tu.
Deci, verifica toate opțiunile, s-ar putea să fii surprins. O zi bună în continuare!